Ora 15, bun găsit tuturor! Radu Mazăre pleacă în scurt timp din Madagascar. Fostul primar al Constanței va fi adus în România sub escortă pentru a-și executa pedeapsa de 9 ani și 10 luni de închisoare. Zborul va fi cu escală la Paris, iar pe aeroportul Otopeni va ajunge luni seară. Acolo se află și colega mea, Gabriela Mihai, și ni se alătură chiar acum cu detalii. Bun găsit, Gabi! Care sunt ultimele informații în acest caz? Bun găsit, mai sunt doar câteva ore până când Radu Mazăre va fi preluat din penitenciarul din Madagascar de către autoritățile din România. Ulterior urmează un zbor lung cu escală pe un aeroport din Paris, iar mâine seară Radu Mazăre va ajunge aici, pe aeroportul Otopeni din capitală. Ei bine, vom vedea ce vor decide autoritățile ulterior. Dacă Radu Mazăre va fi dus direct la instanța supremă pentru confirmarea unui mandat de arestare preventivă, după ce acesta a încălcat controlul judiciar în dosarul Polaris, dosar în care de altfel a și fost condamnat în prima instanță la 9 ani și 10 luni de închisoare, sau dacă vor prefera să amâne pentru următoarea zi această confirmare a mandatului de arestare preventivă și îl vor duce la penitenciar. Rămâne de văzut ce decizie se va lua. Cert este însă că Radu Mazăre va ajunge în țară după aproape un an și jumătate de când a fugit din România. Între timp, iată că știm că autoritățile au cerut extrădarea lui Radu Mazăre, întrucât acesta a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în dosarul în care era acuzat de retrocedarea ilegală a mai multor terenuri și plaje din Constanța și Mamaia. Așadar, mâine seara aici, pe aeroportul Otopeni, Radu Mazăre va reveni în țară. Important de menționat este că fratele lui Radu Mazăre susține că autoritățile malgașe au încălcat procedurile și nu ar trebui ca acesta să fie extradat acum, pentru că nu au fost duse la îndeplinire toate procedurile pentru acest mandat de extradare. Mulțumesc pentru informații, Gabriela. Au apărut noi imagini cu bătaia din centrul Craiovei între ultrași înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și Viitorul Constanța. Suporterii au devastat barul deținut de Gică Craioveanu. Camerele de supraveghere din incinta localului au surprins scenele care seamănă cu un adevărat câmp de luptă. Ultrașii au avut asupra lor bâte și au lovit tot ce le-a ieșit în cale. Cu 2 ore înainte de startul partidei dintre Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, în centrul orașului s-a iscat un conflict violent între ultrașii echipei lui Adrian Mititelu și cei care susțin formația din Liga 1. Cei din cele două tabere s-au întâlnit chiar pe o terasă deținută de fostul fotbalist Gică Craioveanu. A urmat o ploaie de pumni și picioare, ba mai mult, combatanții au aruncat cu scaune, sticle și mese. S-au folosit și bâte sau cozi de steaguri, în timp ce o parte dintre suporteri au încercat să se retragă, alții au devastat localul și în interior și pe terasă. Pe imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum ultrașii au intrat până și peste angajații restaurantului și i-au lovit cu pumnii pe motiv că susțineau echipa universității și nu pe cea patronată de Adrian Mititelu, care se află acum în Liga a treia. Potrivit Iuliei Calancea, asociata lui Gică Craioveanu, chiar și ea a fost amenințată cu moartea de susținătorii lui Mititelu. O parte dintre persoanele implicate în această altercație au fost identificate. Polițiștii, urmând ca în funcție de materialul probator ce va fi administrat în această cauză, să ia măsurile corespunzătoare față de toate persoanele implicate. În urma lor a rămas un adevărat dezastru. Pagubele se ridică la câteva mii de euro, iar poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și îi caută pe bătăuși. Caz șocant la Bistrița Năsău, 3 fetițe din comuna Coșbuc în vârstă de 6, 8, respectiv 12 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost spălate de mama lor cu o substanță chimică folosită pentru deparazitarea oilor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc incidentul. Incidentul s-a petrecut în cursul serii, atunci când cele 3 fetițe au fost spălate pe cap de mama lor. În loc să folosească șampon pentru a le spăla pe cap, femeia în vârstă de 45 de ani a folosit din greșeală o substanță chimică folosită pentru curățarea lânii de oi. La scurt timp după ce au făcut baie, cele 3 fetițe au început să se simtă rău, iar mama lor a sunat la numărul de urgență 112.
Lipsa educației pentru sănătate poate fi letală și, din păcate, nu este prima situație de acest gen. Reamintesc tuturor că aceste substanțe folosite de parazitante pot fi extrem de toxice, multe dintre ele ducând la efecte secundare nedorite, grețuri, vărsături, dureri abdominale, hipotensiune, edemă pulmonară acut, convulsii sau comă, în funcție de calea de intrare în organism și de doza și durata expunerii. Cele trei fetițe au ajuns în stare gravă la spital, iar copila de 8 ani a fost intubată de medici, fiind în stare critică. Specialiștii atrag atenția că astfel de greșeli pot fi fatale. Încă o dată atragem un semnal de alarmă că astfel de substanțe trebuie manipulate în condiții de maximă siguranță, respectând toate regulile de protecție și că ar trebui chiar să fie depozitate în zone speciale, în așa fel încât copiii să nu aibă acces la așa ceva. Cazul a intrat și în atenția oamenilor legii, care au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc accidentul. Nu scăpăm deloc de vremea rea. Meteorologii au emis două atenționări cod galben de vijelie valabile pentru aproape toată țara. Prima atenționare de furtuni intră în vigoare astăzi la ora 16, iar a doua intră în vigoare mâine. În paralel este în vigoare și o informare meteorologică de vreme rea până marți seara la ora 22, cu frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Chiar dacă vremea s-a încălzit, nu scăpăm de ploi. Aversele vor fi o prezență zilnică și în perioada următoare, dar vor apărea cu precădere după orele prânzului. În cursul nopții, ploile vor fi insistente în sudul, în centrul și în estul țării. Vor fi chiar și condiții de grindină. Meteorologii avertizează că până luni dimineața, în mai multe regiuni, se vor semnala averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 50-60 de litri pe metru pătrat. Vor fi vizate județele din partea de vest și de sud-vest a țării. După cum spuneați și dumneavoastră, acest mesaj intră în vigoare la ora 16 și este valabil până mâine dimineață la ora 6, iar fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Astfel, în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia vor fi perioade în care se vor semnala averse torențiale, frecvente descărcări electrice. Cea de-a doua atenționare, cod galben de furtuni, intră în vigoare luni la ora 12 și este valabilă până marți dimineața la ora 6. Este vorba tot de instabilitate atmosferică accentuată și de cantități de apă însemnate. În acest interval, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureș, nordul și vestul Moldovei, Oltenia, dar și nordul și nord-vestul Munteniei, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, vijelii și grindină. În paralel este în vigoare și o informare meteorologică de vreme rea până marți seara la ora 22, când meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Salvatorii din județul Botoșani sunt în alertă după ce o femeie de 69 de ani din comuna Bâsnoasa este de negăsit. O vitură puternică s-a produs aici după ce în ultimele zile a plouat torențial. Sătenii se tem că femeia și-a pierdut viața. În spatele casei femeii trece un pârâu, iar din cauza ploilor din ultimele zile s-a umflat. Sătenii povestesc că nu au mai văzut-o pe bătrână de sâmbătă de la prânz. Vecinii spun că un perete al casei a fost luat de apa mare, iar femeia ar fi încercat să salveze lucrurile din locuință și nu a plecat de acolo, chiar dacă apa se revărsa din toate părțile. Când au văzut că nu este de găsit, vecinii femeii au alertat autoritățile. Pompierii au căutat-o până aseară, dar din cauza întunericului au oprit căutările. Le-au reluat în zorii zilei. Pompierii botoșăneni au reluat în această dimineață căutările femeii de 69 de ani, care se presupune că a fost luată de vizitură. Ne-am deplasat la fața locului cu o barcă și cu accesorii specifice. Salvatorii spun însă că este puțin probabil ca femeia să mai fie în viață. Cazul lui Tărângăiești, un tată și-a vândut propriul copil ca sclav. Banii luați se duceau, bineînțeles, pe băutură, în timp ce băiatul a fost forțat să renunțe la școală și umbla mai tot timpul flămând și murdar.
Găiești, România anului 2019, locul în care un bărbat fără loc de muncă și-a vândut propriul copil ca sclav. Băiatul are 12 ani și este din satul Merii, comuna Mogoșani. Părăsit de mamă și cu încă 4 surori și 3 frați acasă, copilul este folosit la cele mai grele munci. Munci pe care și un adult le face cu greu. Însă tatălui care l-a vândut nici că-i pasă. Pentru el este important să aibă bani pentru băutură și țigări, căci pentru asta muncește bietul copil. Dar ăsta-i dă bani lui taică-tă, nu? Cine-i ăsta? Ăsta, Virgil ăsta. Mm-hmm. Deci practic tu muncești și taică-tă vine și ia banii, nu? Și nu este primul an în care băiatul este trimis la muncă. Anul trecut a fost dat unui individ din comuna Pătroaia, unde a muncit pentru o farfurie cu mâncare și un pahar cu apă. Banii pentru muncile prestate pe câmp sau la animale au ajuns tot la tată. Copilul a fost forțat să renunțe la școală și atât el cât și ceilalți frații săi umblă murdari, desculți și nemâncați. Cazul a intrat în atenția autorităților după ce vecinii au vorbit cu jurnaliștii din Dâmbovița, pe care i-au chemat să vadă grozăvia. Poliția locală și angajații ai Serviciului de Asistență Socială din cadrul primăriei Găiești au mers la gospodăria celui în care muncea copilul. Băiatul a fost luat de protecția copilului Dâmbovița și dus într-un centru de plasament. Tatăl, dar și cei care l-au cumpărat rând pe rând sunt acum cercetați pentru trafic de persoane și rele tratamente aplicate unui minor. Doi oameni și-au văzut moartea cu ochii după ce au fost atacați de mai mulți indivizi pe un drum din județul Vâlcea. Cei doi se aflau într-o mașină de marfă care a fost pur și simplu luată cu asalt de mai mulți agresori înarmați cu pari și pietre. Șoferul a reușit într-un final să scape de bătăuși și a demarat în trombă. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele halucinante au avut loc la Bujoreni în Vâlcea. Pe imaginile surprinse de un localnic se vede cum mai mulți bărbați au cu asalt dubița în care se aflau doi bărbați. Oamenii au încercat să-i dea jos pe cei doi din mașină, însă șoferul a blocat portierele. Atacatorii nu s-au lăsat cu una, cu două și au început să lovească cu parii în dubiță. Au spart parbrizul din dreapta și l-au lovit pe pasager fără milă. Șoferul Dubei a încercat să scoată mașina dintre atacatori, însă când să plece a fost blocat de o căruță plină cu lemne, iar asaltul a continuat. Minute întregi a durat atacul și nimeni nu s-a băgat să-i liniștească pe indivizii agresivi. Ba mai mult, nici măcar nu a fost anunțată poliția. Până la urmă, șoferul Dubei a reușit să-și facă loc pe șosea și a demarat în trombă. O decizie importantă este așteptată mâine la Curtea Constituțională, care ar putea influența dosare grele din România. Este vorba despre pronunțarea în cazul sesizării vicepreședintelui Camerei Deputaților, Florin Iordache, privind constituirea completurilor specializate în cazurile de corupție de la Curtea Supremă. Unul dintre ele este și dosarul Bombonica. Colega mea, Alina Sorocean, ne spune mai multe. Te rog, Alina, bun găsit! Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale au amânat pentru 20 mai decizii asupra sesizării făcute de Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților, referitoare la constituirea completurilor specializate în cazurile de corupție la instanța supremă. Mai exact, Florin Iordache a depus acea sesizare care prevede faptul că la Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să existe completul de 3 judecători specializate pe fapte de corupție. Această decizie a fost amânată până acum de 2 ori de către judecătorii Curții Constituționale și mâine ar fi ultima dată care a fost precizată de judecătorii CCR pentru pronunțare. Însă tot mâine este o decizie importantă, am putea să avem o decizie importantă și la Înalta Curte de Casație și Justiție. O decizie în dosarul în care Liviu Dragnea este condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive. Vorbim de acel dosar numit Bombonica, în care liderul PSD a fost, așa cum vă spuneam, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Și este foarte importantă această decizie, pentru că se așteaptă în același timp și o hotărâre de la Curtea Constituțională. Pentru că dacă judecătorii CCR vor accepta sesizarea făcută de Florin Iordache legată de completurile de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, atunci am putea să vedem o răsturnare de situație la Înalta Curte de Casație mâine, la termenul în care la un posibil ultimul termen în dosarul angajărilor fictive. Este posibil ca mâine să avem și o pronunțare în acest dosar al angajărilor fictive. Tocmai din acest motiv sunt iată două decizii care vin într-o zi în același timp, două decizii extrem de importante pentru Liviu Dragnea.
Mulțumim pentru informația, Alina. Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis cu ocazia discursului susținut la ultimul meeting PSD dinaintea alegerilor europarlamentare. Șeful PSD l-a acuzat pe șeful statului că președintele promovează dezbinarea și ura între români. Ba mai mult, susține Dragnea, Iohannis își dorește ca România să o ducă rău, doar că PSD-ul să nu aibă dreptate. Liviu Dragnea a făcut baie de mulțime la Târgoviște, acolo unde a susținut ultimul discurs dinaintea alegerilor europarlamentare. Șeful PSD nu a ratat ocazia de a lansa un nou atac la adresa președintelui Iohannis. Am auzit și ați auzit și dumneavoastră în ultima perioadă pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească, a început să facă gălăgie. Credeți că are Iohannis ceva de spus? Credeți că are vreun proiect de țară? Credeți că are vreun proiect, vreun gând bun pentru România? N-are oameni buni. Și Iohannis a realizat ceva în industrie. Industria urii a promovat ura între români, dezbinarea și războiul români între români, pentru că acest om nu își poate iubi țara. Criticile liderului PSD nu s-au oprit aici. Și-ar dori ca România să o ducă rău, doar să n-aibă dreptate PSD-ul. Noi iubim alegerile, credem în alegeri. Iohannis crede în servicii. Noi vrem să câștigăm la vot. Iohannis vrea să câștige cu procurorii. Da, am modificat legi pentru că a trebuit să schimbăm legile strâmbe, fără să fie hotărâri date la comanda lui Iohannis sau a securiștilor. În timpul mitingului de la Târgoviște, Dragnea a anunțat subvenții mai mari pentru agricultură. Programul de tomate pe care am început se va dubla ca subvenție. De la 3.000 de euro vom merge la 6.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați și extindem și la celelalte legume, pentru că România are resurse. Angajările pe pile încă îi bântuie pe România, iar schimbarea locului de muncă rămâne una dintre cele mai stresante etape din viața profesională a unui angajat. Anunțurile false sau care ascund clauze nefavorabile, dar și lipsa de experiență reprezintă cele mai mari frici atunci când oamenii se prezintă la un interviu de angajare. Colegul meu, Tiberiu Sasa, a analizat un studiu legat de temerile viitorilor angajați și ni se alătură cu detalii. Te ascultăm, Tibi. Bun găsit! Bun găsit! Potrivit unei cercetări făcute de o platformă de recrutare online, cea mai mare teamă a angajaților este că joburile cele mai bune sunt luate de cei care au pile. Aproape 20% dintre cei care au răspuns la chestionar recunosc că cea mai mare frică atunci când vine vorba de găsirea unui nou loc de muncă este legată de veridicitatea anunțurilor de angajare. Lipsa experienței, așteptările salariale prea mari, percepția că în piață nu sunt suficiente locuri de muncă sau că nu are cine să le ofere consiliere sunt alte frici importante ale românilor. Temerile pe care le au candidații vin în primul rând din imaginea pe care o proiectează asupra lor înșiși, astfel că doar 7% dintre respondenți declară că au completă încredere în ei din punct de vedere profesional. Atunci când își fac propria evaluare, românii consideră că principalele puncte slabe care îi împiedică să obțină jobul dorit sunt lipsa studiilor superioare, lipsa încrederii în sine, faptul că nu sunt suficient de digitalizați, că nu au suficientă experiență sau, dimpotrivă, sunt supracalificați pentru joburile din piață. Nu doar procesul de găsire a locurilor de muncă și cel de aplicare sporesc nivelul de stres profesional al românilor, ci și etapa interviului de angajare. 37% sunt îngrijorați că nu vor ști să răspundă la întrebările pe care le primesc din partea recrutorului. Aproape tot atât de mulți suferă de sindromul impostorului și cred că nu sunt suficient de bine pregătiți, în timp ce 33% se tem că vor fi demotivați de atitudinea angajatorului. 20% dintre respondenți se așteaptă să fie discriminați pe criterii care țin de vârstă, sex sau aspectul fizic. Studiul a fost făcut de unul dintre liderii de recrutare online din țara noastră, care gestionează peste 4 milioane de CV-uri.
Mulțumim pentru informații, Tiberiu. Șoferii Uber sunt vânați de taximetriști și de poliție după ce guvernul a dat ordonanța care scoate platformele de ride-sharing în afara legii. Zeci de incidente au avut loc în ultimele zile între taximetriști și șoferii Uber. Ce serviciu este tot? Fac prin aplicația Uber. Faceți Uber, da? Dumneavoastră, pe lângă documentele personale și ale mașinii, dețineți atestat profesional de transport persoane? Păi sunt înscris la firmă. Domnul meu, eu vă întreb un lucru. Dețineți atestat profesional de transport persoane? Nu. Taximetriștii au ieșit la o adevărată vânătoare de șoferi care lucrează pentru platformele online de ride-sharing. Oriunde depistează un șofer de la Uber, Bolt sau Clever, aceștia cheamă imediat poliția. Sunteți cu dânsul? În ce calitate? Clienți! Clienți! Clienți? Da. La Uber. La Uber? Da. Autorizație de transport. Păi la firma atestată. O asigurare de persoane. Vă vezi. Nu am nicio asigurare, dar se face și transportul de persoane. Nu lipsesc nici incidentele dintre cele două tabere. Cocoș, ai voie să faci ce stați aici în București? Păi de info văd. A? Eu unul de pe stradă. Da. Să fii și tu sănătos. Dar cum e de voi aveți voie? Ăștia de info. Băi, stați înseamnă că ei comandă în București și tu ești de info, va? Între timp, cei de la Uber au scumpit călătoriile. Prețul s-a triplat în ultima săptămână de când a intrat în vigoare ordonanța care înlesnește sancționarea celor de la Uber, Bolt și Clever. Oficialii Uber spun că șoferii parteneri evită să mai iasă în trafic de frica amenzilor și a incidentelor cu diferiți indivizi care îi opresc pe stradă. Boss! Hai un pic! Ești de la Uber? Da. Și cum, mă? Cum faci așa? Faci taxi fără autorizație, fără nimic. Cheamă poliția! Sună la poliție! Call me the police! Sună la poliție! Stai că vine poliția să vedem dacă ai autorizație. Accident grav în centrul capitalei. O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită în plin de un autobuz. Un călător a avut nevoie și el de îngrijiri medicale. Minute bune nu s-a circulat în zonă, timp în care polițiștii au făcut cercetări și au audiat martori. Accidentul s-a produs dimineață la intersecția dintre bulevardul Elisabeta și Calea Victoriei. Victima, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost lovită pe trecerea de pietoni de un troleibuz. Șoferul spune că el a trecut pe culoarea verde a semaforului, a observat pietonul târziu și nu a mai avut timp să frâneze. O femeie de aproximativ 40 de ani, care din primele date se pare că ar fi traversat neregulamentar. În momentul în care s-a angajat în traversare, un troleibuz a lovit-o din plin, iar șoferul a frânat. Tocmai de aceea și un călător a fost lovit. Acesta a ajuns la spital. Se fac în aceste momente cercetări la fața locului, măsurători, pentru a vedea cu exactitate care sunt cauzele care au dus la acest accident. Anchetatorii au stabilit că șoferul troleibuzului nu a băut alcool înainte să vină la serviciu. În continuare sunt analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Dacă victima nu va supraviețui, se vor face cercetări pentru ucidere din culpă. Un bărbat care se afla în troleibuz a ajuns și el pe mâna medicilor cu răni superficiale. Imagini spectaculoase pe drumul național 17 în județul Suceava. O șoferiță a rămas cu mașina suspendată între doi parapeți din metal. Martorii accidentului spun că femeia de la volan conducea cu viteză mare. Ce faci, rozburat? În dreptul localității Vama, femeia a pierdut controlul mașinii și a ieșit de pe șosea, însă nu se știe cum autoturismul a rămas blocat pe verticală între un parapet și balustrada unui pod. Ceilalți șoferi care au văzut accidentul spun că șoferița a reușit să facă echilibristică cu mașina derapată. Chiar dacă oamenii se așteptau ca femeia de la volan să fie grav rănită sau chiar moartă, ea a ieșit singură din mașină, fără vreo zgârietură. De altfel, nimeni nu a fost rănit. O turistă din Ungaria a murit
în mod straniu în timp ce urca pe munte. A venit în drumeție la noi în țară și a vrut să urce pe Apuseni. Nu a ajuns însă foarte departe. I s-a făcut rău. Prietenii cu care era, care au chemat ambulanța, a fost prea târziu. Turista din Ungaria avea 50 de ani și venise în țara noastră de câteva zile. A luat la pas traseele din masivul Piatra Secului din zona Râmetea. Plecase în drumeție cu un grup de prieteni, iar la un moment dat i s-a făcut rău. Ceilalți turiști care o însoțeau au sunat imediat la 112 și au cerut ajutor. Salvamontiștii din Alba împreună cu un echipaj smurd au intervenit la scurt timp. Din păcate însă femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Din declarațiile martorilor, a forțat, i s-a făcut rău, a stat un pic, au stropit-o cu apă și a revenit, după care iar a continuat ascensiunea, făcându-se de foarte rău, cel mai probabil un stop cardiorespirator. Mai sunt doar câteva ore până la mult așteptata finală a serialului Game of Thrones. Momentul de pare că le va da mari bătăi de cap angajatorilor din Statele Unite. Asta pentru că, după cum o demonstrează datele unui sondaj, numeroși americani nu vor merge luni la serviciu pentru a nu rata ultimul episod al serialului. Vă dăm mai multe detalii imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Din nou în direct, ofițerul de rang înalt al armatei britanice, care a contrazis Pentagonul în disputa legată de Iran, este de origine română și descendent al vechii familii de boieri Ghica. Generalul britanic Chris Ghica a declarat recent că, citez, nu există o agravare a amenințărilor iraniene în Irak și Siria. Declarația sa controversată a iscat un adevărat conflict militar între Marea Britanie și Statele Unite și a adus critici dure publice din partea Pentagonului. Declarația lui Chris Ghica este cu atât mai surprinzătoare cu cât generalul britanic este purtătorul de cuvânt al coaliției internaționale în Irak și în Siria și un veteran al luptelor din Afganistan. No, there's been no increased threat from Iranian-backed forces in Iraq and Syria. We're aware of their presence clearly, and we monitor them along with a whole range of others, because that's the environment we're in. But as I say, we see no, we have no part of Iran in our mission. We are monitoring the Shia militia groups, I think you're referring to, carefully. And if the threat level perceives to go up, then we'll raise our force protection measures accordingly. Totodată, generalul Ghica a ținut să puncteze că misiunea coaliției internaționale în Siria și Irak este de a lupta împotriva statului islamic, nu contra regimului iranian. De altfel, Chris Ghica a refuzat să spună care este nivelul de alertă al forțelor coaliției, susținând că aceasta ar putea afecta protecția trupelor. Mai mult, afirmațiile sale par să reducă, să minimalizeze riscul pe care îl reprezintă Iranul pentru Occident, iar acest lucru nu este deloc pe placul Statelor Unite. De altfel, replica Pentagonului a venit prompt. Chris Ghica a fost criticat dur, apostrofat în mod public de Pentagon. O oră mai târziu de la teleconferința în care Ghica a făcut aceste afirmații, Comandamentul Central al Statelor Unite a transmis o declarație prin care preciza că afirmația lui Ghica contravine amenințărilor credibile identificate de serviciile de informații ale Statelor Unite și aliaților săi cu privire la forțele armate iraniene din regiune. Pe lângă controversele iscate, Chris Ghica a devenit rapid o figură care a stârnit curiozitatea jurnaliștilor americani. Aceștia au făcut săpături și au aflat că generalul britanic de 47 de ani se trage dintr-o veche familie boierească din România. Își trage titlul nobiliar încă din 1658, când dinastia Ghica a condus Moldova, apoi țara românească. Familia și-a pierdut statutul în 1859, odată cu unirea principatelor. Publicația The Washington Examiner a descoperit că Chris Ghica a condus garda de elită de la nunta prințului William cu Kate. La nunta din 2011 a prințului William cu Kate Middleton, Christopher Ghica a asigurat paza reginei din postura de comandant al trupelor de elită Gărzile Irlandeze, a mai scris publicația americană. Un șofer român a băut și a pus în pericol viața a 15 copii italieni, apoi a fugit. Bărbatul de 51 de ani s-a răsturnat cu microbuzul care îi transporta pe elevi, însă nu a stat să-i ajute, ci i-a abandonat. Șoferul era singurul adult din microbuz. Cu mintea ambibată de alcool, bărbatul de 51 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă în provincia Padova.
Mașina s-a răsturnat, iar pentru cei 15 copii au urmat clipe de groază. Fără să fie impresionat de țipetele copiilor, în loc să-i ajute și să alerteze autoritățile, bărbatul a fugit de la locul accidentului. Elevii au avut noroc cu oamenii care locuiesc în zonă, care au chemat pompierii și medicii. 8 dintre copiii cu vârste între 7 și 14 ani au fost răniți și transportați la spital. În scurt timp, șoferul a fost găsit de carabinieri. Ei au descoperit că românul era băut. Acum bărbatul are dosar penal și a fost arestat. Vor fi alegeri anticipate în Austria după scandalul în care s-a implicat vicecancelarul Heinz Christian Strache. Președintele Austriei von der Bellen a acceptat convocarea alegerilor legislative anticipate după înregistrarea compromițătoare care a dus la demisia șefului extremei drepte din guvern. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat că vrea organizarea de alegeri legislative anticipate în cursul acestui an. Anunțul vine după demisia vicecancelarului Heinz Christian Strache, care a renunțat la putere după publicarea unui filmuleț în care promite contracte publice unei presupuse nepoate a unui oligarh rus. Cererea a fost acceptată de președintele Austriei von der Bellen, apreciind chiar că acestea sunt necesare în noul context politic. Data alegerilor nu este încă stabilită, o variantă vehiculată neoficial fiind jumătatea lunii septembrie. Scandalul a izbucnit după ce în mass media a apărut o înregistrare video făcută cu camera ascunsă într-o pensiune din Ibița în iulie 2017. Imaginile îl arată pe Heinz Christian Strache vorbind cu o femeie care pretinde că este nepoata unui oligarh rus. Politicianul austriac îi promite acesteia contracte publice în schimbul unui ajutor financiar pentru formațiunea sa înaintea alegerilor legislative ce urmau să se desfășoare câteva luni mai târziu. Mai mult, Strache îi sugerează interlocutoarei sale achiziția celui mai influent cotidian austriac și înlocuirea unor ziariști cu alții mai apropiați de Partidul Libertății. Strache și-a dat demisia din postul de vicecancelar și din cel de președinte al Partidului Libertății, dar a acuzat o campanie de dezinformare împotriva sa. Fostul vicecancelar și-a cerut scuze atât de la Sebastian Kurz, de la colegii de partid și de la familie pentru afirmațiile făcute în filmul înregistrat în anul 2017, dând vina în mare parte pe consumul excesiv de alcool. El a anunțat însă că va acționa în justiție atât presa care nu ar fi respectat codul deontologic, cât și pe cei responsabili de înregistrarea și distribuirea imaginilor. După plecarea lui Strache din guvernul austriac, acesta va fi înlocuit de actualul ministru al transporturilor, Norbert Hofer. Decizie radicală a companiei austriece OMV, conducerea firmei a hotărât să-și mute serviciile de suport de la București la Viena, în urma dificultăților pe care le are relația cu guvernul. Cei mai buni angajați vor fi relocați în capitala Austriei, iar la noi vor rămâne doar serviciile pentru Petrom, au declarat reprezentanții companiei. Compania energetică austriacă OMV a anunțat mutarea operațiunilor din domeniul financiar, personal și IT pentru întreg concernul la sediul general din Viena. Directorul general al companiei, Rainer Seel, a anunțat mutarea într-o conferință de presă comună cu cancelarul austriac Sebastian Kurz. Mai mult, șeful OMV a spus că odată cu schimbarea vor pleca și 250 de angajați de la București, foarte bine calificați la sediul central de la Viena. Directorul OMV a recunoscut că această decizie a avut în vedere condițiile fiscale favorabile pe care le are în Austria, în timp ce în România compania se confruntă cu probleme din cauza politicilor duse de guvern. Înainte de această decizie, toate serviciile de IT, contabilitate și resurse umane pentru tot grupul OMV erau asigurate de la București printr-o entitate afiliată OMV Petrom, denumită OMV Petrom Global Solutions. După această decizie, la București vor rămâne doar serviciile pentru Petrom, însă nu este clar câți dintre angajați vor rămâne la București și câți vor fi relocați. Grupul austriac OMV este acționarul majoritar al Petrom cu o participație de 51,01%, iar Ministerul Energiei deține 20,64% din acțiunile OMV Petrom. Petrom este cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu activități în sectoarele de explorare, producție, rafinărie și marketing. Atac violent asupra lui Arnold Schwarzenegger, celebrul actor a fost lovit de un individ în timp ce participa la un concurs sportiv în Africa de Sud. Bărbatul care l-a lovit pe actor a fost arestat. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În
imaginile care au devenit virale pe internet, se vede cum Arnold Schwarzenegger făcea fotografii cu fanii când brusc este atacat. Din spate, un individ îl lovește cu picioarele puternic, însă actorul nu a căzut, ci doar s-a clătinat. Imediat, individul a fost imobilizat de polițiști și arestat. Totul în timp ce bărbatul striga cât îl ținea gura că are nevoie de ajutor. Scena a avut loc în Africa de Sud, chiar în capitală, în timpul unui concurs sportiv la care Arnold era invitat de onoare. Incendiu în centrul New Yorkului, un ecran publicitar uriaș fixat pe o clădire din Times Square a luat foc, iar pompierii au reușit să stingă flăcările abia după aproximativ o oră. Aproximativ 80 de pompieri cu 25 de mașini au intervenit în Times Square în urma apelului telefonic care îi anunța că un uriaș ecran publicitar digital a luat foc. Incendiul a izbucnit în jurul orei 15, ora locală, și a stârnit panică în rândul trecătorilor care au fugit disperați. I was shocked because I came to New York, I was having such a great day, and all of a sudden I look up and there's a fire. I was like, what has happened? Times Square is on fire! And then just the madness started. O persoană a fost ușor rănită în mijlocul busculadei, relatează presa locală. Travestitul Trixie Mattel, care apare în reclama pentru Sky, a scris pe contul său de socializare următoarea postare. Reclama mea din Times Square arde astfel că unii dintre noi au o problemă reală. Din fericire, intervenția promptă a pompierilor a dus la stingerea incendiului la scurt timp după declanșare. Imobilul pe care se afla ecranul publicitar nu a suferit nicio pagubă. Potrivit purtătorului de cuvânt al departamentului de pompieri din New York, cauza incendiului nu a fost încă identificată. Taxiul aerian pare tot mai aproape de a deveni realitate. Un nou aparat este pe cale să revoluționeze transportul urban. O companie germană de tip startup a dezvăluit prototipul unui avion ușor cu propulsie electrică pe care intenționează să-l utilizeze pentru serviciul de taxi aerian începând cu anul 2025. Compania Lilium din München a început aparatul propulsat de 36 de motoare electrice care va putea atinge în zbor viteza de 300 de km pe oră. Aeronava ușoară care decolează și aterizează vertical a efectuat primul zbor test în Germania, însă procedurile de testare continuă. Avionul cu 5 locuri, inclusiv cel al pilotului, va putea oferi servicii de taxi pentru grupuri mici sau familii. Viteza sa duce la scurtarea semnificativă a deplasărilor în zonele metropolitane aglomerate și va constitui o alternativă semnificativă la circulația rutieră. Potrivit conducerii companiei, costul serviciului de taxi aerian va fi apropiat de cel al taxiului clasic. Astfel, o cursă dinspre aeroportul internațional John Fitzgerald Kennedy spre cartierul Manhattan din New York ar urma să coste până la $80, dar în loc să dureze o oră, va dura doar 6 minute. Conducerea companiei Lilium poartă deja negocieri cu autoritățile din diferite orașe pentru lansarea serviciilor comerciale. La rândul lor, firmele Uber și Kitty Hawk încearcă să lanseze servicii de taxi aerian cu propulsie electrică, în timp ce mari fabricanți de aeronave Boeing și Airbus fac investiții în sistemele de propulsie hibridă. Potrivit studiilor de specialitate, până în anul 2030, numărul taxiurilor aeriene ar putea ajunge la 12.000, iar în 2040, piața serviciilor de taxi aerian va avea o cifră de afaceri de $150 de miliarde. Mult așteptată finala serialului Game of Thrones le va da mari bătăi de cap angajatorilor din Statele Unite. Asta pentru că, după cum o demonstrează datele unui sondaj numeroș american, nu vor merge luni la serviciu pentru a nu rata ultimul episod al serialului. Fiind familiarizați cu subiectul serialului. Scandal în finala concursului Eurovision 2019 de la Tel Aviv. Protagonista acestui episod controversat a fost nonconformista vedeta muzicii pop Madonna, care a profitat de acest moment pentru a lansa un nou mesaj politic. Chiar dacă prestația muzicală a cântăreței a fost sub așteptări, mesajul ei împotriva războiului a avut ecou în toată lumea. În timpul concertului, Madonna a apărut pe scenă alături de doi dansatori care afișau steagurile palestinian și israelian într-un gest care a fost interpretat ca apel la unitate. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi de la Fix. Urmează emisiunea Controverse cu Andrei Bădin. Noi ne revedem la ora 18, când vă aștept din nou. Pe curând!